Aș avea posibilitatea să vă spun și să vă descriu lucrurile care le văd atunci când primesc prorocia sau pe care le aud, strigătele oamenilor, călcați sub picioare altor oameni, poate că atunci ați înțelege mai bine lucrurile despre care se vorbește în prorocii. Vă pot spune pe scurt, cu mici detalii, lucrurile care le văd. Văd cetățile foarte mari, mai ales din străinătate, dar și în țara noastră, în România, cetatea cea mare și alte câteva cetăți mari din țară pentru viitor și un viitor care este destul de apropiat. Văd oamenii uh, întinși pe jos, pur și simplu, cadavru peste cadavru, copii bebeluși, alți oameni care calcă peste ei. Nu mai există niciun pic de umanitate, e ca și cum lumea și-a pierdut orice simțiri. Uh, nu există apă de băut, oamenii parcă au nebunit în vedeniile care le am în timp ce vorbesc sau descoperiri, cum vreți să le numiți dumneavoastră, oamenii se bat cu capul de ziduri. Nu există mâncare, au bani în buzunare, au proprietăți în cetățile astea mari și nu li-s de niciun folos. Nu-și găsesc copii, aleargă pe străzi și nu-și găsesc copii, nu-și găsesc soțul și soțiile. Sunt părți din cetățile acestea mari, din orașele acestea mari, care, pur și simplu, ca și cum ar fi trecut cu tremure mari sau ar fi căzut tot felul de bombe sau lucruri din, din război și ori or șterste pe fața pământului o parte mare din orașele acestea. Sunt oameni care, pentru o bucată de pâine, se sfâșie unii pe alții, se omoară unii pe alții și lucrurile astea o să se întâmple în curând. Nu pot să nu spun ceea ce Dumnezeu mi-arată să spun nu pot să nu spun când Dumnezeu zi și noapte strigă iarăși și iarăși, scoateți-mi rămășița afară pentru că voi lovi cu moarte, voi lovi cu foamete, voi lovi cu cutremure mari, voi lovi cu secetă toate cetățile acestea pentru că nelegiuirea lor a ajuns și până la cer și Dumnezeu nu mai poate să privească nici măcar prin jertfa lui Isus Hristos înspre lucrurile acestea pentru că există o limită și pentru păcate. Există o limită și când jertfa lui Isus poate acoperi păcatele oamenilor. Și dacă de ani de zile Dumnezeu strigă ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu și ei nu se întorc și au în derâdere toate chemările, fie făcute prin predicator, fie făcute prin uh, proroci sau prin altfel de oameni uh, obișnuiți, simpli, care lucrează în adunări, în creștinism, în lucrurile care cheamă oamenii la Dumnezeu, dacă oamenii nu ascultă. Nu ne mirăm că mânia lui Dumnezeu va năvăli dintr-o dată peste cetățile acestea. Un alt lucru care despre care aș vrea să vorbesc puțin este faptul că mi se spune adesea că prorociile care vin prin gura mea spun că nu va fi răpire. Aceasta cred că este o concluzie trasă din cauza că oamenii pur și simplu nu mai aud decât ceea ce vor. În toate prorocile pe care care au ieșit din gura mea, nu există niciun astfel de lucru care să arate asta. La începutul prorociilor, Dumnezeu spunea că această ridicare la cer și întâlnire cu mirele nostru drag pe ori cerului va fi altfel decât ne imaginăm noi. Și că da, Poporul va rămâne pe pământ, dar nu-i nu precizat că în timpul necazului cel mare, ci că va rămâne pe pământ, va trece prin necazuri, prin cenerea care aproape se sfârșește, prin zdrobirea care stă să înceapă peste tot pământul și printr-un foc. În niciuna dintre prorocii, dacă o să ascultați cu atenție, nu se vorbește despre necazul cel mare. Și nu pot vorbi lucruri care Dumnezeu nu mi le arată. Dar în aceste încercări, cernere, necazuri, zdrobire și foc. Da, văd poporul lui Dumnezeu fiind pe pământ. O parte chiar și din rămășiță, din cei îmbrăcați în haine albe, strălucitoare, sunt dați morții, unii de frații și surorile lor, alții de străini. O parte din rămășiță rămâne în viață, face semne și minuni mari. Poporul rămâne pe pământ în timpul lucrurilor care le văd, dar nu am vorbit și nu am precizat niciodată despre necazul cel mare. Un alt lucru care e important de spus este faptul că ciuma va fi iarăși, sub o formă sau alta, orașele mai ales erau pline de cadavre care aveau o formă de descompunere ciudată, rapidă, și cei din rămășiță care se tem de Dumnezeu, care sunt în dragostea din tâi, un lucru foarte important și care umblă cu Dumnezeu, Dumnezeu spunea în toate descoperirile acestea, fie că am spus lucrurile acestea sau încă nu le-am spus, că cu adevărat astfel va fi că cei din rămășiță sau cel din rămășiță va vedea căzând în jurul lui o mie de oameni sau zece mii răpuși de boli, răpuși de foamete, răpuși de toate lucrurile acestea, și să va împlini cuvântul care este scris, dar de tine nu se va apropia. Numai că numărul celor care sunt sfinți, care sunt aleși de Dumnezeu și împuterniciți ca să facă semne și minuni mari, sunt foarte puțini. Și când spun să unii spun că este legat doar de poporul Israel. Eu nu sunt un teolog, eu vă pot spune doar lucrurile care le primesc de la Dumnezeu și când vorbesc despre rămășiță, vorbesc de cei care rămân în dragostea din tâi, care sunt gata să, fi, să moară ca și martiri, fie că sunt predicatori, preoți, rabini sau simpli slujitori. Și oamenii aceștia aici, în mijlocul tuturor acestor necazuri, acestor zdrobiri foarte mari și acestui foc care vine, sunt niște candele aprinse ale lui Dumnezeu care răspândesc lumină în jur, care răspândesc credință și care îl poartă în ei cu adevărat pe Domnul Dumnezeul oștirilor.